De câteva zile, în Târgu Obiște, din spațiile verzi se fură lalele. Știți, e perioada lalelelor, arată foarte bine, dar, din păcate, sunt unii cetățeni cărora le-au plăcut atât de mult lalelele încât au vrut să ia din ele. Dar n-au luat una sau două, au luat sute, mii. Mai exact, sunt niște, sau erau niște persoane din Răcai, care de vreo 2-3 zile tot fură lalele din Târgoviște, iar azi noapte am reușit să-i și surprindem în flagrant prin poliția locală, cu ajutorul camerelor de supraveghere, și să-i și predăm poliției municipale. Acum, sincer, e greu să-ți închipui că în ziua de astăzi poți să te duci, chiar și noaptea, la ce oră vrei, pe un spațiu public și să te apuci să furi flori în ideea că nu te vede nimeni. Nu e așa. Aproape tot orașul, pe ceea ce înseamnă spațiile publice, este monitorizat video și chiar nu cred că merită pe o infracțiune de furt calificat, că asta e, în timpul nopții, este furt calificat, circunstanța de calificare a furtului, deci nu este furt simplu, este furt calificat, iar pedeapsa crește până la 10 ani de închisoare. E destul de greu de imaginat cum și-au putut închipua acești oameni care o fac cu caracter repetitiv și care aseară s-au ales un dosar penal pentru furt calificat, bineînțeles cu obligația de reparare a prejudiciului, așa în termeni nu mai e un prejudiciu extraordinar. Dar dacă ar fi continuat așa, ar fi probabil că ar fi produs un prejudiciu destul de mare. Însă, nu e prima dată când ne confruntăm cu asemenea situații. Pe de-o parte, e bătaie de joc față de restul cetățenilor de bună credință, pentru că, până la urmă, cu toții contribuim prin taxele pe care le plătim la ceea ce înseamnă o frumusă țară, oraș, inclusiv aceste lucrări pe zona de spații verzi, iar pe de altă parte e și un act în care te consider pe tine. Sper să nu se mai întâmple. Am vrut să transmitem și un mesaj. Nu. Urați că se vede. Adică, Nike. Mai ales la modul acesta. Și repet, sunt puțini cetățeni care au anumite tare comportamentale. Da. Nu vor scăpa nepedepsiți. Ce să zic, să vii de la Răcari cu o dubă, să furi flori în Târgoviște, după aia să le duci la București, să le vinzi unei florării. Cât profit poți să ai sau chiar? Și se pare așa, puțin... Nu mai discutăm, au fost prinși. Am noaptea la poliția. Ne vom constitui parte civilă. Vor ajunge în fața unui procuror și așa mai departe. Cam asta e situația. Sper să nu se mai întâmple. Acum e sezon. Iarna nu prea. Acum primăvara și așa mai departe. Acum e sezon. Și la fel cu distrugerile de pe spațiul public. Și acolo avem posibilitatea de a identifica persoanele respective foarte, foarte rapid. Și de ai unul, infracțiune de distrugere, doi, repararea prejudiciului. Distrugere sau furt, depinde ce face. Dacă nu mai distruge, dar tot infracțiune este și aceasta.